Începuturile bisericii adventiste din România, mai întâi Firave la Pitești, mai apoi în Dobrogea și Transilvania sfârșitului de secol XIX, sunt continuate de Bucureștiul începutului de secol XX. Dacă până în acest moment misionarii erau de alte naționalități, în special de origine germană, acum este o nouă etapă în care putem vorbi despre primii misionari și pastori români. Demersul spiritual, religios, este însoțit încă din primele sale momente de închinarea prin muzică, din mai multe motive. În primul rând, muzicalitatea misionarilor germani care au întemeiat primul cor adventist român. Acești misionari erau formați la școala din Friedensau a lui Conradi, unde viața muzicală era deosebit de intensă. Ei erau convinși de faptul că în efortul evanghelistic, predicarea și cântarea corală sunt inseparabile, interdependente. Mai apoi, originea cultă a adventismului în România. Debutul confesional adventist s-a făcut la nivel academic. Pe Nicolae Jelescu, pe Ștefan Demetrescu, Petre Paulini, îi găsim la palat, la cercul militar, la universitate. Și nu în ultimul rând, concentrarea activității din timpul liber al credincioșilor pe creație, nu pe consumație, fără radio, fără telefon, fără mers la teatru și la concerte, fără televiziune, fără forumuri de internet, fără stadion și fără cârciumă. Putem vorbi despre primul cor al credincioșilor adventiști, bazându-ne pe mărturia Victoriei Nurihanian Teodosiu Iepurescu, cea care, în 1957, declara că este singura în viață din membrii primului cor adventist român, constituit în anul 1907, în proaspăta comunitate din strada Berzei, numărul 7, astăzi Cobălcescu, de lângă Cismigiu. Corul a fost înființat și dirijat de muzicianul Nicolae Jelescu la solicitarea pastorului Ginter. De asemenea, găsim o dovadă indirectă a debutului acestui cor în periodicul oficial al bisericii, Curierul Misionar din 1932, în care se arată că în hotărârile adunării generale din luna august este trecută și sărbarea din 25 decembrie 1932 cu ocazia împlinirii a 25 de ani de activitate a misionarilor voluntari. Prima comunitate adventistă de limbă română din București a fost înființată în 1904 de către pastorul german Ginter în fundătura Negru Vodă numărul 15 și mutată apoi în strada Berzei numărul 7. Printre primii membri botezați se numără Emil Jelescu, fratele muzicianului Nicolae Jelescu, și din aceeași comunitate fac parte și Dan Simionescu, profesor de fagot la conservator, dar și tinerii Petre Paulini, student la Facultatea de Medicină, și Ștefan Demetrescu, ofițer al Armatei Române. Întemeierea corului permanent al acestei comunități de pe strada Berzei, sub conducerea lui Nicolae Jelescu, se face la solicitarea pastorului misionar Ginter. La acea dată, Nicolae Jelescu era în vârstă de 33 de ani și se bucura de o temeinică pregătire muzicală și literară, de o largă cultură generală și colabora la publicații periodice românești. Pastorul i-a solicitat să formeze un cor al comunității, deoarece dorea foarte mult să înfrumusețeze serviciile divine și să atragă la ele publicul românesc. Nicolae Jelescu nu este câștigat numai ca dirijor, ci este trezit și interesul pentru credința adventistă și după 3 ani, în anul 1910, Nicolae Jelescu primește botezul și devine membru al acestei biserici. Printre membrii fondatori ai corului se numără și Victoria Nurihanian, o domnișoară în vârstă de 21 de ani, devenită Teodosiu prin căsătorie și Iepurescu prin recăsătorire. Această pionieră a corului adventist român avea să fie mama dirijorului Tache Teodosiu. Nu se cunoaște repertoriul sărbării de Crăciun din 1907,
însă, ținând seama de specificul programului, se poate avansa ideea că în program se aflau piese corale care apar mai târziu în prima ediție cu note a cărții Imnuri creștine din 1926, cum ar fi cântările de origine germană O Betleem, Stille Nacht și Iisuse scump, Tu te-ai născut, O Tannenbaum, ambele cu versuri originale de Nicolae Jelescu. De fapt, contribuția lui Nicolae Jelescu, a lui Petre Paulini și a lui Ștefan Demetrescu în acest domeniu a fost în mare parte constituită din primele traduceri, versificări ale imnurilor adventiste în limba română. În jurul anului 1920, numărul comunităților din București ajunsese la 3. Berzei, Basarab și Moșilor. De asemenea, tot în această perioadă sunt menționați dirijorii Simionescu și Blanca, alături de Jelescu. După anul 1920 se înființează comunități mari, București, Popatatu și Labirint, care devin și centre ale mișcării corale adventiste din România. Conducerea corului este preluată treptat de către tineri la Biserica Popatatu. Sunt dirijori în această perioadă Gheorghe Țedula, Marcel Petroianu, Vasile Florescu, Victor Georgescu, Mitică Dragomirescu, Andrei Thomas, Tache Deodosiu și Nicu Mihaescu. În 1923 începe să funcționeze tipografia și editura adventistă Cuvântul Evangheliei în sediul din strada Labirint. În periodicele bisericii încep să apară nu numai texte, ci și partituri de lucrări corale, ceea ce reflectă suportul oferit de publicații dezvoltării mișcării corale din întreaga țară. Tot în periodice se reflectă grija pentru dotarea cu instrumentul muzical specific bisericii. La rubrica Diverse apare, spre exemplu, anunțul Comerciantul Nicheș, Sibiu, livrează harmonium din Germania. În perioada interbelică, Biserica Adventistă din România a cunoscut o înflorire extraordinară. S-au întâmplat cam două lucruri importante atunci. Unul este alfabetizarea bisericii, pentru că prin lucrarea colportorilor, cărțile care au ajuns în biserici au fost primele manuale pentru unii credincioși. În același timp, a crescut și o altă latură artistică a bisericii noastre, și anume cea muzicală. Este foarte interesant de știut că mare parte dintre bisericile adventiste de atunci au primit sau au achiziționat un instrument muzical. Pe vremea aceea, pianul era foarte puțin cunoscut în România, dar erau aceste harmonii, așa se numeau, este cumva un hibrid între orgă și acordeon, instrument cu claviatură. Sunetul se produce prin vibrația acelei lamele pe care o știți poate de la muzicuță sau de la acordeon atunci când o coloană de aer intră în ea. Coloana de aer este acționată de un burduf. Este aici în partea de jos a armoniului un burduf care la rândul lui este acționat de aceste pedale. Atunci când apăsai pe aceste pedale, aerul intra și se crea presiune în acel burduf. Este foarte interesant că cu cât apeși mai încet, cu atât intensitatea sunetului este mai mică, iar când apeși mai tare, intensitatea crește, da? Sau volumul sunetului. Ce mi s-a mai părut foarte interesant la aceste harmonii, ele deja puteau să aibă mai multe timbre de voce prin acești registri care pot să schimbe oboi, violă, diapazon, iată, cor. Cam cum există acei registri la orgile cu tuburi. Ceva foarte interesant ce am întâlnit iarăși la harmoniu sunt aceste clape care acționate de genunchi. Vreau să vă arăt ce se întâmplă. De exemplu, tu apeși un acord, dar în momentul în care acționezi cu aceste clape, se dublează acordul. Iată, un acord simplu și un acord amplificat sau dublat.
Este foarte interesant acest obiect de artă, pot să spun, pentru că în foarte multe biserici aceste harmonii au dispărut pur și simplu, fiind înlocuite cu pian sau cu orgă, dar bisericile care mai au încă așa ceva se pot bucura de această istorie care aparține Bisericii Adventiste. Perioada interbelică este o perioadă de maximă dezvoltare a bisericii, a activității corale în România în general și în comunitatea Popatatu. Documente, fotografii și mărturii atestă acest lucru. În 1933, în cadrul festivităților ocazionate de adunarea generală la București a conferinței Muntenia de Vest, corurile din București se reunesc. Corul din Popatatu este condus de Marcel Petroianu. În fotografia document, care este însoțită de numele tuturor coriștilor și coristelor, se poate observa participarea la acest eveniment și a lui Dumitru Dragomirescu, Andrei Thomas, Nicu Mihăescu, Tache Teodosiu și a familiilor lor. În numărul 10 al Curierului Misionar din 1934, Vasile Florescu face necrologul lui Marcel Petroianu, dirijorul corului din Popatatu. Necrolog din care aflăm că Marcel a frecventat și școala misionară și că a fost apoi angajat al bisericii. Am fost rugat să prezint câteva cuvinte despre bunicul meu, Andrei Thomas, care a fost unul dintre întemeitorii acestei biserici. Bunicul meu s-a născut în 1911 în București, a trăit în cartierul Floreasca, s-a născut într-o familie de adventiști. La vârsta de 14 ani s-a botezat în comunitatea Popatatu. Imediat după botezul lui a intrat în activitate în această comunitate, a slujit în mai multe locuri, ca instructor la școala de sabat, ca diacon, președinte la tineret, secretar al comunității, dar cel mai mult i-a fost la suflet slujba de dirijor, de cor și orchestră. I-a plăcut foarte mult lucrul cu tineretul și oriunde avea posibilitatea, îi chema pe tineri ca să vină să cânte în cor. Nu sunt prea multe informații din această perioadă, decât faptul că știu direct de la el. La plecarea din Popatatu a lăsat în urma lui un cor bine organizat și 4 dirijori în locul lui. Din Popatatu a plecat în comunitatea Labirint, unde a slujit timp de 18 ani. Atât în Popatatu cât și în Labirint s-a preocupat de punerea la punct a unui repertoriu muzical valoros. A avut această idee că muzica trebuie să fie valoroasă, trebuie să fie o închinare pe placul lui Dumnezeu. În Popatatu nu știu ce piese muzicale a lucrat, dar în Labirint, printre altele, știu că a condus cantata Estera, care este o cantată destul de pretențioasă, și acolo, la fel ca și în Popatatu, a ajutat la dezvoltarea corului. A lucrat împreună cu fratele Dumitru Dragomirescu, împreună cu Vasile Florescu, toți trei erau prieteni foarte buni. A pus bazele orchestrei din Labirint, al cărei dirijor a și fost. Din comunitatea Labirint, apoi a fost solicitat de către biserica noastră să devină instructor muzical și a acceptat, fiind trimis în Conferința Moldova, în anul 1954. Lucrul acesta s-a putut întâmpla deoarece bunicul meu a studiat muzica particular cu diferiți profesori, având o aplicare deosebită atât către muzică cât și către poezie. Știa să cânte la mai multe instrumente, instrumente cu coarde vioară, violă, mandolină, contrabas. Instrumente de suflat, alămuri, trombon, corn francez și trompetă. De asemenea, i-a plăcut foarte mult și literatura. Citea destul de mult
vorbea foarte bine limba maghiară și se putea descurca, se putea înțelege în limbile germană și franceză. Așa cum spuneam, în 1954 a fost trimis în conferința Moldova pe post de tehnician muzical și acolo a avut, de fapt, activitatea cea mai importantă a vieții lui. A fost aproape în toate cele 100 de comunități ale conferinței Moldova cunoscute la data aceea. A înființat foarte multe coruri și a înființat foarte multe orchestre. Tehnica lui de lucru era următoarea. Anunța din timp care este intenția, că vrea să formeze dirijori și vrea să formeze un cor și persoanele care erau interesate veneau pentru un curs de instruire. Cursul acesta se făcea intensiv pe o perioadă de câteva săptămâni, iar la finalul cursului, bunicul meu avea obiceiul să dea un program cu cursanții în fața comunității ca să arate care este rezultatul acestei instruiri. Așa s-au pus bazele activității muzicale în conferința Moldova și poate că este una dintre explicațiile pentru care muzica este atât de dezvoltată în această conferință. În 1959 a fost hirotonit ca pastor și a primit alte misiuni în cadrul conferinței Moldova, dar până la ieșirea lui la pensie în 1975 nu a lăsat din mână vioara, partiturile și poeziile. Mi-l aduc aminte ca plecând în fiecare zi de vineri, sigur pleca cu o delegație din partea conferinței Moldova, pleca cu o geantă plină de partituri, de poezii, de predici și se mai întorcea luni seara. Chiar și după ce a ieșit la pensie, activitatea lui nu a încetat, nu s-a diminuat cu nimic, a fost tot colaborator al conferinței și a continuat să învețe muzică, să învețe religie, să-și apropie tinerii și să-i îndrepte către Dumnezeu. Atât în perioada interbelică, dar și imediat după război și după reintrarea în libertate a bisericii în toamna anului 1944, au existat trei centre corale de referință: Labirint, Popatatu și Școala Misionară de la Stupini. La Școala de la Stupini, chiar înaintea confiscării ei de către regimul comunist în 1949, se face remarcat tânărul muzician sibian Horst Gehan. Acesta beneficiase la Sibiu de o educație muzicală riguroasă și exemplară, făcută de organistul Dresler de la Biserica Evanghelică din localitate. Horst credea în superioritatea muzicii germane protestante, pe care o cunoștea foarte bine față de oricare alta, în primul rând față de cea americană neoprotestantă, și dorea să împărtășească generației tinere valorile acestei muzici. În plus, el credea în superioritatea lui muzicală, afirma Diaconescu în publicația Iard 2007. La Brașov, ca elev în anul școlar 1948-1949, deși nu stăpânea limba română la perfecție, el își dădea seama și de lipsurile privind prozodia unor cântări din repertoriul coral adventist, atunci la modă, și se arăta neînduplecat față de importul acelor cântări pe care le denumea ușoare, de operetă, de dans, populare. Aurora, soția directorului Mihai Ionescu, împreună cu soțul ei, a înțeles că a venit totuși momentul să se treacă la o nouă etapă de dezvoltare a mișcării corale. Și grație independenței relative pe care o avea atunci școala față de puternicii lideri de la București, ea l-a luat pe Horst sub aripa ei ocrotitoare. I-a dat pe mână corul școlii și l-a lăsat să schimbe întregul repertoriu. În iunie 1949, la sărbarea de sfârșit de an școlar, corul a prezentat sub bagheta lui Horst un bogat program de lucrări corale germane, lucrări noi,
impecabil românite de Aurora și rămase până azi în repertoriul multor coruri. Din acest program nu lipsau Bach, Handel, Mozart, Beethoven și Gehan. Succesul a fost mare și invidiile pe măsură. Cu timpul, însă, noile cântări germane ale lui Horst nu s-au bucurat de popularitatea celor americane din perioada anterioară. Corurile mari de la Labirint și Popatatul le-au ignorat. Între timp, apărea însă un al patrulea centru coral, cel de la București Grant. În perioada comunistă se constată o stare de lucruri interesantă. Pierderea școlii misionare de la Stupini, Brașov, a editurii, pierderea unor drepturi de manifestare publică, nu duc la o scădere a activității corale, muzicale, ci dimpotrivă, la o accentuare a ei. Continuă cursurile de citire de note și dirijat în toată țara. Continuă înființarea de coruri și orchestre în comunități. Există o specială grijă pentru aceste activități, susținute de veritabili apostoli ai închinării prin muzică. Datorită acestei educații muzicale primare, copiii credincioșilor aleg să urmeze cursuri superioare de muzică, unii devenind chiar profesioniști. Biserica Popatatu, în perioada 1960-1973, trece de la amatorismul în ceea ce privește calitatea repertoriului, a interpretării și tehnicii vocale corale, la un amatorism elevat, quasi-profesionist. Nicolae Jelescu s-a născut la Iași la 6 decembrie 1874 și a murit la București la 24 martie 1947. Fiica acestuia declara: în anul 1924 s-a terminat clădirea comunității Popatatu. La inaugurare s-a dat o serbare, așa se spunea pe atunci. Taica Jelescu formase un trio de coarde: Nicolae Jelescu, Ion Jelescu și Mimi Jelescu. Făcuse taica Jelescu niște variațiuni pe tema cântării "Veniți cu toți să ne înarmăm și sub steagul lui Iisus să ne grupăm". Se giupeau coardele, nu se folosea arcușul. După înapoierea din exil, în 1946, taica Jelescu își reîncepuse activitatea la Popatatu. Acolo era dirijor fratele Nicu Mihăescu, apoi au colaborat. A fost solicitat de Uniune să reia activitatea muzicală în provincie, acolo unde se simțea nevoia, ceea ce el a și făcut ceva timp. A înființat cursuri de dirijat și mai preda și teorie și solfegii. Chiar și la Popatatu a fost o perioadă când a lucrat cu coriștii, ceva teorie și solfegii, scrie fiica acestuia, Mimi Jelescu Dalman, în publicația Adu-ți aminte, Aachen 1999. Lidia Crăciunescu Modreanu scrie în 1999 că, împreună cu corul din Basarab, au prezentat cantata Estera și cantata Betleem la Popatatu în primii ani de existență ai acestei comunități. Tot ea afirma: în Popatatu l-am avut ca vizitator pe domnul general Stavrescu. El a vizitat multe culte, dar pe noi ne-a apreciat foarte mult. Îi admira pe tinerii noștri, coriști sau necoriști, pentru că aceștia erau consacrați în lucrarea Domnului. Otto Hermann își amintește despre Andrei Thomas. Cine îl cunoaște știe că a avut mereu un zâmbet și o cântare pe buzele sale. Muzica și cântarea au fost parte din el. Îl știu mereu cu vioara, un instrument ușor pe care îl lua cu el mereu, peste tot, chiar și în excursie în pădure. Când fratele Thomas invita pe cineva la cor, nimeni nu ar fi fost în stare să ia o atitudine pasivă datorită zâmbetului său convingător. Despre Dumitru Dragomirescu, Otto Hermann scrie: îmi amintesc cu plăcere și cu foarte mare admirație de fratele Dumitru Dragomirescu, cunoscut și sub numele de Mitică.
El și compozițiile sale au avut o mare influență în biserica noastră. Deși profesor universitar și mare om de știință, el a avut în suflet o coardă foarte sensibilă care vibra pentru muzica divină. Încă elev, fiind la școala misionară, el și-a dedicat talentul lucrării advente, iar când dirija, fiecare asculta cu mare plăcere și o solemnitate deosebită cuprindea pe cei care erau în adunare. Vasile Florescu, născut la București la 7 septembrie 1904, absolvă liceul și este angajat la 21 mai 1924 la editura Cuvântul Evangheliei din București. A lucrat în redacția Uniunii Adventiste de ziua 7-a din România până la 31 martie 1973. Fire independentă, exigentă cu sine, dar și cu colaboratorii, uneori iute la mânie, a fost iubit de mulți și hulit de puțini. Ziua sa de lucru începea la ora 8 dimineața și se termina noaptea la ora 11, iar noțiunea de concediu îi era străină. Dumitru Dragomirescu se naște pe 2 iulie 1910 în Techirghiol, într-o familie de oameni modești. Este mai întâi elev, iar mai apoi profesor la Institutul Biblic din Brașov, Stupini, unde predă fiziologie, muzică și chimie. Având un suflet sensibil și o ureche muzicală foarte dezvoltată, s-a ocupat ca autodidact de poezie și de muzică. Studia mult în aceste domenii și pe ce instrument muzical punea mâna, părea că nu îi este străin. I-a plăcut mult pianul, pe clapele căruia, mitică, a compus multe cântece religioase, de nuntă, pentru diferite serbări și pentru unele momente omagiale. La Institutul Biblic, Mitică era și dirijorul corului școlii. În 1940, Dumitru Dragomirescu vine la București și se înscrie la Facultatea de Științe Fizico-Chimice și este angajat chiar în timpul studenției de Horia Hulubei ca asistent al lui. În București este dirijor al corului din Popatatu și mai apoi al corului din Labirint, împreună cu Andrei Thomas. Horst Gehan se naște în 27 noiembrie 1928 la Frankfurt, pe Main. După câteva mutări succesive împreună cu familia în Germania, Slovacia și Cehia, datorită faptului că tatăl său era pastor, ajunge în România, la Sibiu, la vârsta de 11 ani. Acolo devine elevul profesorului Dressler, de la care învață pian, orgă și clavecin, discipline teoretice și dirijat. Ajunge chiar ajutor dirijor al corului liceului german. La 16 ani este numit dirijor al corului Bisericii Adventiste din Sibiu. În 1948 îl regăsim la Institutul Biblic din Stupini, unde impresionează prin talentul și temeinicia pregătirii lui muzicale și îi cunoaște pe Arthur Florescu și Mircea Diaconescu. Tot aici își începe studiile teologice la Stupini și își continuă studiile muzicale cu Victor Bicherich, organistul Bisericii Negre de la Brașov. La sărbarea de sfârșit de an are loc pentru prima dată la Stupini un concert religios cu muzică de Bach și Handel, la care a pregătit un cuvânt introductiv, primul ținut de el în limba română. Impactul acestui tip de închinare prin muzică a fost mare pentru toți musafirii veniți din toată țara la acest program de final de an. În 1952 vine la București pentru a continua studiile teologice, ia lecții de compoziție cu maestrul Mihail Jora și conduce un cor al Uniunii Adventiste Române, prezentând oratoriul Mesia de Handel. Repertoriul cuprinde în anul următor piese de Bach, între altele corul final al primei părți din Mateus Passion și corul Frumoase-ți sunt locuințele din Requiemul German de Brahms. La pian a fost invitat ca acompaniator Paul Jelescu,
profesor de pian la conservatorul Ciprian Porumbescu, fiul lui Nicolae Jelescu, pionier al cântatului coral adventist din România, care, prin această colaborare, a fost determinat să se apropie iar de credința cunoscută în copilărie. Horst Gehan scrie: în ultimul an de studii, adică 1954, am fost invitat la comunitatea Popa Tatu cu rugămintea de a prelua conducerea corului comunității. Acest cor fusese cândva bun, acum însă se afla într-o stare jalnică. A trebuit să fac reorganizarea lui completă. Totuși, au trecut mai mulți ani până când noua generație a putut să aducă un nou avânt. Cu timpul, corul a devenit din ce în ce mai bun, astfel încât am putut prezenta cu el programe pretențioase. Se cânta cu corul la toate serviciile divine, având un repertoriu permanent la dispoziție, care permitea alegerea pieselor mai potrivite cu tema prezentată. Mai ales în colaborare cu poetul Cornelius Greising, au fost realizate o serie de piese de valoare traduse pentru prima dată în limba română. În aceeași perioadă, viața muzicală luase avânt și în comunitatea Grant, prin coordonarea lui Mircea Diaconescu, și în comunitatea Labirint, prin contribuția lui Dumitru Dragomirescu. Horst Gehan își începe și activitatea concertistică, lucru care îi încurajează pe mulți părinți adventiști să dea posibilitatea copiilor lor să învețe muzica la școli de stat sau particular. Pentru că tinerii cu pregătire muzicală erau tot mai numeroși, i-a venit ideea de a înființa o formație vocal-instrumentală de cameră cu cei mai înzestrați tineri din comunitățile din București. Prin anii 60 a luat astfel ființă ansamblul instrumental de cameră Promuzica. Pentru că era nevoie de un cadru neutru, acest ansamblu a funcționat pe lângă casa sindicatului învățământului. Începutul anilor 60 a fost perioada cea mai rodnică a acestui ansamblu, recompensat cu numeroase premii la concursuri naționale. În octombrie 1972, Horst Gehan părăsește România și va locui până la sfârșitul vieții în Germania.